ultima clasată vor fi... Vor părăsi casa Mireasa. Ultima clasată în topul vostru, al celor de acasă, cu doar 3,15% dintre voturi, este... Andra. Aoleu. Știam. Până aici mi-a fost. Crezi că a contat ce s-a întâmplat în ultimele zile? Normal că... Probabil. Ai uitat la David? Nu m-am uitat. Ești puțin supărată pe el pentru nominalizarea lui? Pentru nominalizarea lui, da, dar nu. Pentru faptul că plec acasă. David? Îmi spui două vorbe? Nu e nicio problemă, continuăm afară. Cum nu e nicio problemă? Nu! Ba e! Continuăm afară. Mâine e Sfântul Valentin și și-or pregăti cadouri. Te bat ca pământ. Da, că a zis că nu vrea să fie salvată în Madalina. Treci de vină. Publicul nostru are un cuvânt foarte important de spus și știți asta de aproape 6 luni, de când suntem împreună în povestea asta care se numește Mireasa. Madalina, te rog să mergi în camera de testimonial. Doamna Mia, v-ați supărat pe David? Sigur că da. M-a supărat foarte tare. Și ce-au făcut acum 2 zile și astăzi? Poate s-au adunat și la el tensiuni, chiar dacă poate nu vrea să o spună. E... Sunt aproape 6 luni aici în casă. Nu e simplu. Și voi știți mai bine asta. Din august. Dar nu trebuie să o pună pe Madalina. Este alegerea lui. Nu pot să pui pe cineva din cuplu. Chiar dacă nu era în pericol să plece, dar nu pe Madalina. Doamna Ermina. Așteptăm. Așteptăm. Eram să rămână. Suple sigur. Da. Nu știe care mă merge. Ce e, Claudia? Îmi spui și mie ce spui? I-a spus că pleacă sigur, ea și am așa o... A fost iată la început. Îmi pare rău, adică. Mai era puțin. Asta e. Aș vrea să vedem și noi pe Madalina. Madalina este în camera de testimonial și are o misiune extrem de dificilă. Pentru că ea este posesoarea unei amulete pe care poate să o folosească astăzi sau săptămâna viitoare. Pentru Andra sau pentru Claudia? Este alegerea ei și îmi imaginez că nu e deloc simplu, pentru că și Andra și Claudia sunt aici din septembrie. Normal. Greu. Aproape de 6 luni. Madalina, ce faci? Să nu spui că-ți pare rău că ai o amuletă. Sincer, da. Dar tu plângi că nu știi ce să alegi sau că trebuie să alegi? Încă nu-mi spune ce decizie ai luat, că poate nici nu o să o folosești astăzi. Încă nu te-am întrebat.
doar vreau să încerc să aflu ce e în sufletul tău și de ce ai starea aceasta. Nu știu ce să spun. Nici eu nu știu. Îmi pare rău. Suntem pe finalul emisiunii, așa că o să te rog să te hotărăști în următoarele secunde, chiar acum, de fapt. Întrebarea mea este, o să folosești astăzi amuleta? Da. Pe cine vrei să salvezi cu amuleta pe care o deții? Andra. Bravo! Bravo! Bravo. Hai alături de noi, te rog. Sunt mândru de iubita. Nu plâng. Andra, uite-te un pic la mine. Plâng eu după tine. Aici sunt. Hai, Mădălina, repede. Te rog, nu mai avem foarte mult timp. Întrebarea mea este, Andra, accepți amuleta de la Mădălina? Zi. Te rog să-mi răspunzi. Pot să răspund eu pentru ea? Dacă o accept. Poftim? Nu știu ce să... Te rog să-mi răspunzi, pentru că suntem la final de emisiune. Accept, Andra. Ne mai ține, că mi-ajunge. O accepti? Da. Vrei să rămâi fără Andy? Claudia, după aproape 6 luni, parcursul tău în Casa Mireasa s-a încheiat. Să-ți găsești iubirea afară sau, dacă nu, în următorul sezon Mireasa, te așteptăm aici. Mădălina, te rog să te liniștești. Andra, mergi mai departe împreună cu David. În concurs, mai aveți doar 2 săptămâni. Doamnelor, domnilor, mulțumesc! Mulțumesc pentru numărul foarte mare de voturi și, știți deja, vă aștept luni de la 14, ca de obicei. Să aveți un weekend minunat! Pe curând!